tot e 8 martie mâine și mă gândeam la un clip tematic. Știți când vă opresc poețiștii și în circulație și sunt ei amuzanți și vă oferă flori și vai de mine, ce o primăvară frumoasă, doamnelor. Ar fi drăguț fetelor sau băieților care vă uitați la clipul ăsta să le spuneți soțiilor, mamelor, să refuze florile alea și să spună nu, mersi frumos. Spune-mi despre dosarele alea unde se dau verdicte că victima de 13 ani de fapt și-a dat consimțământul să întrețină relații cu pedofilul. Spuneți-mi despre cum încercați să convingeți victima să nu depună plângere. Spuneți-mi despre cum puneți întrebări din astea amuzante. Dar cu ce erați îmbrăcată? Dar aveați o fustă scurtă, vă dumneavoastră? De-aia, păi cred că de-aia v-a violat. Aduceți aminte de chestia astea. Pentru că cu o floare nu se face primăvară. Gestul ăsta simbolic trebuie să le fie aruncat în față, să-și aducă aminte, pentru că aici vreau să ajung. Traficul de persoane din România nu se întâmplă fără acordul poliției. Nu se întâmplă. Este foarte, foarte simplu. Sunt și aici sunt câteva filtre și vi le explic. Filtrul cel mai simplu este strada vamă, da, e evident. Treci vama și fata aia este fie drogată, fie foarte speriată că și-a bătaie și un polițist experimentat sau un polițist care vrea să-și facă treaba vede chestia asta. Polițiștii sunt antrenați să descopere faze de genul ăsta. Pe lângă multitudinea de minori care trec granița și pe care nu-i vede nimeni. Dar, din nou, ăsta e filtrul cel mai ușor. Pe ăsta poți să pui degetul cel mai ușor. Dar înainte de asta, e un alt filtru mult mai rapid și mult mai simplu de a descoperi situația. În organizarea poliției exista la un moment dat polițistul de proximitate, el există și acum, dar există în altă formă, o să mai numește așa, este inspectorul sau subinspectorul de zonă. Da? Ăsta este un nene care el se plimbă prin cartier, pe jos, cu mașina, treaba lui. Nenea ăsta este foarte, foarte antrenat. Acum, na, poate, hai să zicem că e antrenat, da? E antrenat. Și ochiul lui descoperă foarte, foarte ușor și foarte rapid mișcările din zonă. Știți? Apare o mașină, apare un Audi nou în zonă. Dacă în 3 zile polițistul ăsta de proximitate, sau, din nou, subinspectorul de zonă, n-a văzut, și treaba lui asta este. Notează la carnețel. Da, am văzut la strada cutare numărul 5 s-a întâmplat ceva. A apărut o mașină nouă. De urmărit. Și îi vezi. Îi vezi seara. Din nou, poliția stă la filtru, stă cu radarul ziua și noaptea când e plin de drogați, e plin de bețivi de drogați noaptea și pentru că iau și pastile aia care le dau impresia de invincibilitate, circulă și cu viteză, adică sunt foarte ușor de detectat. Tu și oprești. Îi oprești și te uiți. Bună ziua, cine este ținul noastră mașină? Hai să ne uităm și noi pe nume. Hai să ne dați și mie buletinele tuturor din mașină. Și când vezi că jumătate din fete, dacă sunt 4 fete mașină sau sunt 2 fete mașină, una din ele e foarte, foarte speriată și nu e speriată că a oprit poliția, e speriată că vorba aia, poate e cazul să faci ceva, dar din nou, chestiile astea se întâmplă, le vezi și le văd eu. Deci le văd eu. Deci, zone, mă rog, eu mă plic bicicleta. Păi sunt tot felul de faze astea care bat la ochi. Bat la ochi. Deci am stat la un moment dat la Kaufland, la coadă la grill afară. A venit un cocoșel, avea 20 de ani, cu un A8 nou. A dat 2 ture de parcare, s-a întâlnit până a găsit mașina care trebuia, s-a făcut un mic schimb acolo să nu se vadă și pe care a demarat în aceeași trombă care venise. Chestia asta, nu s-a întâmplat o dată în lume. Am văzut eu o dată luna trecută. Dar se întâmplă de multe ori. Cu ce se ocupă băiatul ăla?
Poate cineva să spună? Păi stai să vedem că noi și mai e chestia aia cu... Noi căutăm să prindem pe șeful lui. Bun, și în timpul ăsta ce se întâmplă? Trafic de drog, trafic de carne vie, prostituție și așa mai departe. Toate astea, nu, polițistul antrenat le vede. Și aici apare situația în care el se duce, bună ziua, suntem la un control de rutină, explicați-mi și mie situația noastră. Bate la poartă, sunt două familii, cinci bărbați acolo și n-ai niciun serviciu, dar au o mașină de 50.000 de euro nouă. Asta e, adică, mai departe înțelegeți voi. Ori își face treaba, dă mai departe superiorilor să urmărească și să execute, ori își ia și el acolo și paga lui lunară pentru a permite traficul ăsta. Și băieții ăia știu foarte bine să nu se vreodată să se lege de fiică sa sau de măsa sau de nu știu cine. Și suntem de aseară pe aici să ajutăm și noi pe cineva. Am lăsat numărul de telefon la domnii de la VAMU de aici să le contacteze, că vrem să luăm și noi 10-15 familii, să avem și noi grijă de ei. Că de-aia am venit aseară. Am văzut că lăsesei două femei. Ce s-a întâmplat? Spune-le la oameni aici. Am luat două femei în vârstă să le ducem până la București și a venit un polițist bătrân, gras, supărat că iese la pensie și le-a dat pe femei jos. A dat femeile jos de mașină, că vrea să le ajung, nu? Că vrea să le ajung, frate, da. Închei cu clipul ăsta de la Dani Mocanu. Și Dani Mocanu s-a dus la vamă și băgase și el niște femei în mașină să le ajute. Vede un polițist și le-a scăpat cu femeile alea. Și Dani Mocanu era supărat. Dani Mocanu având deja o condamnare pentru proxenetism, cu suspendare. Da. S-a dus să ajute niște femei. Dani Mocanu. Câți Dani Mocanu credeți că mai sunt acum în vorbi? Așteptând ocazia să facă și un bine unor femei. Vai, Doamne, o primăvară frumoasă, v-am oprit că să vă dau amendă, un mărțișor.